Angajații administrației bazinale de apă au acționat în ultimele 24 de ore, continuând evacuarea apei clare curate prin pompare din groapa săpată la punctul de la Preajba și dirijarea acesteia în aval. Au fost înlocuite barajele absorbante de către Grupul Feroviar Român și s-a administrat de către aceștia material absorbant în aval preventiv, în situația în care amestecul de apă și biodiesel ar fi putut tranzita zona, adică barajul de la Preajba. În tot acest timp, trenurile care circulă pe ruta Craiova-București au întârzieri chiar și de 2 ore. În urmă cu o săptămână, un tren încărcat cu biodiesel a intrat pe o linie ferată în lucru în zona viaductului de la Cârcea. Trenul a deraiat, iar 7 vagoane au căzut în râpă. O anchetă în acest caz este în desfășurare. Polițiștii care au ajuns primii la fața locului și l-au testat pe mecanicul locomotivei au descoperit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice.